Un lucru pe care trebuie să fim fiecare dintre noi conștienți este că Dumnezeu își rezervă dreptul să intervină în viața copiilor Lui când dorește El. Nimeni nu poate trage la socoteală pe Dumnezeu atunci când intervine în viața copiilor Lui și aduce o încercare. Este cazul lui Avram, mai avem în scriptură cazul lui Iov pe care Dumnezeu. Uh, îl încearcă și îl lasă pe, pe, mâna diavolului. Cam așa suntem și noi de multe ori. Când suntem și noi în sfârșit acasă, când toate lucrurile ne merg bine, când avem pace cu vecinii, cu, când ne merg bine afacerile, când în sfârșit vedem că copiii cresc lângă noi, în momentele acelea, când toate lucrurile parcă zroz în viața noastră, Dumnezeu alege să intervină în viața noastră și să aducă o anumită încercare, de un fel sau de altul. Este dreptul lui Dumnezeu și noi nu putem să-L tragem la socoteală pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran și psalmistul spune care face tot ce vrea.